Mergem la mare, pe iahtul celebru din Constanța, Năvodari, alături de 3 Sud-Est. Un interviu absolut senzațional. Chioși să aflați cât de des reușesc să se vadă membrii formației 3 Sud-Est. În primul rând ne vedem la spectacole, foarte des. Și ne mai vedem la Viorel, ne mai strângem la Viorel, că mai face Mihai un gulaș la cea bună. Fac un gulaș, serios, fac un gulaș extraordinar, da. Băieții știu. Vă aștept și pe voi la Viorel. Vă aștept și pe voi la Viorel. Vă aștept și pe voi la Viorel. Am o curiozitate. Ce faceți când nori pe cerul vieții se adună? Aș vrea să facem un joc, pentru că 3 este numărul care va purta noroc. Am să vă pun întrebări care conțin cifra 3 și am să încep cu top 3 destinații de vacanță pe care le preferați. O dată Maldive, 2 Spania sau Italia. Și 3 aici, la Năvodar, că e frumos. Mamaia, Vadu, Corbu, cam pe acolo. Vaslui, Sovata și... Siret. Și Chișinău. 3. Chișinău, foarte bine, punctat, ne place mult la Chișinău. 3 mâncăruri preferate. 3 mâncăruri preferate. Peștele, pastele îmi plac iarăși, mult, și ciorbițele. Cartofi prăjiți cu ouă, mici cu muștar. Și sarmale. Bio rustic, apelați. Zacuscă iute. Mie și lufica mea. 3? 3. Îmi plac și vinetele. Și așa, din când în când, mai face Viorel un grătar. 3 lucruri de care te temi. Uite, mă tem să nu mai dureze mult pandemia, că vrem să cântăm și noi tot restul anului. Asta mi-e teamă, da? 2, mi-e teamă când lumea o să spună: băi, ia mai lăsați-ne în pace, gata, mă. Dar sper să fie cât mai târziu. Mă refer la 3 Sud-Est. Și al treilea lucru, nu mi-e frică de bau-bau. Mi-e frică de pandemie, de Moș Crăciun și de Superman. Prin ce am trecut eu, nu mai mi-e frică de nimic. Aia, doar de Dumnezeu să-ți fie frică. Care să le facem? Doar de Dumnezeu mi-este frică. Dacă ar fi să numești 3 calități și 3 defecte ale colegilor... 3 calități, 3 defecte. Viorel, mănâncă prea mulți cartofi prăjiți. Asta am fost o las niciodată. Da, primul defect. Al doilea defect, Viorel, când mergem la o petrecere, nu prea stă cu noi, mai mult mixează. Corect, ai rezultate. Așa? Și al treilea defect, în ultima perioadă, cam fumează, cam mult. Chipeș, bogat și de vreme acasă. Și de Mihai, ce poți să zici? Ce să-i găsesc un Mihai defecte? Că e prea cu minte. Nu, de, jur, defecte. Mănâncă cartofi? Mulți nu mănâncă. Nu, mic. Deci are 3 defecte. Nu mănâncă mulți cartofi, nu mixează și nu fumează. Da, așa. Iar 3 calități, ce să zic? Corp frumos, da. Părul în ochi și privirea înainte. Despre Laurențiu. Omenos, capabil, intuitiv, defecte, pofticios, crede în OZN-uri, cred, în extraterestrii și citește prea mult presa. Mihai. Bun simț, altruist, bun bucătar. Cel mai bun gulaș. Cel mai bun gulaș. Și defecte are? Defecte n-are. N-are. Spre deosebire de mine și de Laurențiu, n-are niciun defect. Asta e zodia rac, zodia perfecțiunii. Ne pare rău, nu putem spune. Are un deget mai la picior, nu vă spun mai multe, dar da, deget. Da. Nu are defecte, nu are defecte. Mihai, tu ce zici despre colegii tăi? Ce calități, ce defecte au? Colegii mei au numai calități. Eu n-am văzut niciun defect la ei până acum. Cea mai bună calitate e că suntem împreună. Cred că asta e cea mai bună. Acum, na, știi cum e. Cu cât îmbătrânim, devenim mai înțelepți. Cred că e o calitate. Ne maturizăm. Și cred că de acum încolo trebuie să avem calitate. Lucruri fără de care nu ai putea pleca pe o insulă pustie. Pe o insulă nu avem curent, nu? Deci nu poți să plec cu telefonul, cu laptopul. Chitara, mă. Da, chitara,
i-aș lua și pe băieți cu mine că m-aș plictisi. Dar cui să cântăm? N-am avea cui să cântăm. Și bineînțeles și familiile. Pe o insulă, neapărat chibrit, ca să putem face foc. O oală, ca să facem mâncare. Bănuiesc că sunt multe animale și păsări pe acolo. Și o barcă. În primul rând, pe o insulă pustie, trebuie să ai un cuțit. Bravo, un chibrit. Eu n-aveam cuțit. Foarte bine, bravo. Deci, un cuțit, un chibrit, cam atât că ne descurcăm cu asta. Dacă le avem, găsim și hrană. Nu, și un mol aproape. Nu și un mol aproape și o piscină, un magazin, o de-asta, o... Nu? Da, foarte bine că ai zis. Și o rulotă, să avem unde să dormim. Prima întâmplare care ți-a schimbat viața? Prima întâmplare e că m-am născut. Asta e cea mai mare întâmplare, nu? Da. Că ne-am... Da, serios. Ne-am născut întâmplător, am avut noroc. A doua întâmplare că i-am cunoscut pe băieți. Asta vreau să zic eu. Că viața noastră s-a schimbat. Și a treia întâmplare, nu știu, familia. Eu mă refer la lucrurile frumoase din jurul nostru. Astea sunt cele mai frumoase întâmplări. Familia. Cea mai groaznică întâmplare care mi s-a întâmplat în viața asta este faptul că l-am întâlnit pe Mihai și pe Laurențiu. Altceva, tot a fost perfect în viața mea. Putea să fie mult mai bine pentru ei. Da, putea să fie mult mai bine, dar i-am întâlnit pe ei doi. Întâmplare fericită, a vrut să zic. Da, da. Nu? Groaznică. Da. Puteam să fie altceva, nu știu, ministru sau... Întâmplările cele mai importante, cum au zis și băieții, familia, copiii, cred că astea sunt cele mai frumoase, cele mai fericite momente. Și faptul că încă trupa 3 Sudez mai are succes. Vă pupăm și vă așteptăm la concertele noastre, cât mai repede. Vă așteptăm la mare cât încă se mai poate, să ne distrăm și să trăim viața. Ce pot să zic? Distrați-vă cât aveți timp. Nu vreau să mai zic ce vine de la toamnă. Oricum, ce vine de la toamnă? Vor veni vremuri frumoase. Vine frigul, probabil. Frigul. Va veni frigul de la toamnă. Distrați-vă acum cât este cald. Asta am vrut să zic. Te pupăm, Cristi. Cristi, te pupăm. Să ne vedem sănătoși. Te așteptăm la mare. Pa, Cristi. La mare.